Bine te-am regăsit! Sunt Loredana Lati și antrenor pentru o viață fericită și împlinită și în același timp sunt și coach și trainer și speaker și autor. Și acum te salut cu multă iubire din Casablanca, de fapt încă sunt pe vas, pe vasul cu care voi ajunge în America de Sud, dar deocamdată suntem am acostat în Casablanca, astfel încât astăzi vom trece o călătorie așa rapidă prin Casablanca, să vedem despre ce e vorba și aici. Ok, până în alta răspund la întrebarea cum să rămâi perseverent, pentru că am primit de foarte multe ori această întrebare și oamenii cred în general că este vorba de o calitate cu care te naști. Nu e așa, din punctul meu de vedere. Perseverența este ceva care se învață, ca și fericirea, ca și iubirea, ca și orice altceva. Se învață. Așa încât pentru a învăța să fii perseverent, în primul rând este nevoie, punct, de a lua decizia de a fi perseverent. Asta ce înseamnă? Înseamnă ca să-ți pui punctual ție, ok, începând din acest moment, eu iau decizia să fiu perseverentă. Și ce înseamnă, de fapt, să fii perseverentă sau perseverent? Păi, în primul rând, înseamnă să rămâi pe drumul tău indiferent de ceea ce s-ar întâmpla. Indiferent de obstacolele pe care le vei întâlni în cale, tu să duci acel lucru pentru care tu ți-ai propus să fii perseverentă, să-l duci la bun sfârșit. Perseverența are mare legătură cu succesul. Din punctul meu de vedere, este calea sigură, este cheia sigură prin care tu obții succes, prin perseverență. Sunt foarte mulți oameni care au idei extraordinare, care au viziuni geniale, dar care în același timp nu perseverează în a le aplica și a le pune pur și simplu fizic în viața proprie. Așadar, prima chestie pe care poți să faci este să iei decizia de a fi perseverent. Bun. Ce te ajută să iei decizia de a fi perseverent? Păi, în primul rând, gândește-te de fapt ce obții dacă rămâi perseverent în obținerea scopului tău. Ce obții de fapt mai presus de atât? Pe de altă parte, gândește-te ce pierzi dacă te lași de perseverență. Ce pierzi de fapt? Eu din experiență spun că de fapt te pierzi pe tine, pentru că de foarte multe ori, fără perseverență, devii ca o frunză în vânt și te iei după ce spune X, după ce spune Y. Pasul 2 este să-ți dai seama cum te raportezi, de fapt, la obstacole. Foarte mulți oameni cedează în fața obstacolelor, foarte mulți. Consideră că sunt grele, că nu știu ce. Din punctul meu de vedere, obstacolul vine în calea mea proprie pentru a-mi arăta cât de hotărâtă sunt să continui, să perseverez, să-mi obțin ceea ce mi-am propus. Cât de hotărâtă sunt? Dacă sunt 100% hotărâtă, păi atunci poate să vină toate obstacolele din lume, pot veni pentru că eu trec peste ele. Dar dacă sunt hotărâtă 50%, așa mai un pic de lasă-mă să te las, atunci probabil că voi folosi obstacolul drept scuză pentru care nu am făcut acel ceva. După ce îți dai seama că ești decizia și pentru ce anume e decizia, după ce îți dai seama și de rolul obstacolelor, pasul numărul 3 este pur și simplu să îți găsești motivația interioară pentru a continua să acționezi în direcția obținerii scopului tău. Cu motivația interioară este mult de cântec. Acum o să fac un video special, nu am timpul fizic să vorbesc foarte mult, dar din experiența mea personală și a oamenilor cu care am lucrat și lucrez, pot să spun că motivația interioară vine din interiorul tău. Cum îi spune și denumirea, da? Nu vine din exteriorul tău. Nu aștepta ca cineva să-ți facă, să-ți dea, să-ți dreagă pentru ca tu să găsești motivație. Nu funcționează așa. Funcționează așa doar pe termen scurt. Dar pe termen lung nu funcționează. Și în caz de greutate, sigur nu funcționează acea venită din exterior. În schimb, motivația venită din interior te duce și pe furtună, te duce și pe soare, te duce acolo unde vrei tu. Ok, cum obții motivația aceasta venită din interiorul tău? Păi, în primul rând, acționând, făcând un pas mic de bebe în direcția ta, astfel încât pur și simplu să acționezi pentru a-ți alimenta acea energie interioară de a continua să acționezi. Aici foarte mulți oameni greșesc considerând că motivația interioară vine din gândire. Nu, n-are nicio legătură. Ok, este minunat să conștientizezi valorile, să-ți conștientizezi pentru ce anume vrei să faci, dar dacă nu acționezi este egal cu zero, se desumplă ca un balon. Așadar, acțiunea este, din punctul meu de vedere, cheia succesului pentru a rămâne perseverent. Ok, așadar, sunt mai multe de spus, dar te aștept cu multă iubire să creștem împreună la următorul curs de coaching, de practitioner coach din 2017, 60 de ore în care descoperi despre tine și despre motivația și perseverența ta.
pe de o parte, iar pe de altă parte pui și bazele unei profesii extraordinare, aceea de coach, așa cum sunt și eu, și te aștept să mi te alături și să intri desigur în comunitatea Academiei, care acum are peste 160, cred, de specialiști cu care tu poți lucra și poți colabora și poți face lucruri extraordinare împreună, din toată lumea de altfel, așa încât te aștept cu multă iubire în februarie, în aprilie sau în mai 2017. Detalii găsești pe academiadecoaching.ro sau 0752 163 163. Iar eu până atunci te îmbrățișez cu multă iubire și te aștept și te pup din Casablanca, așa, și să văd ce o fi și de Casablanca asta. Te pup, pa!